Bun găsit, prieteni, de ce se întâmplă? Sunt Dan Ciocuiu. În emisiunea de astăzi vom afla niște răspunsuri direct de la sursă, de la cea mai autorizată sursă, despre proiectele în desfășurare în Făgăraș și proiectele care urmează să fie implementate în Făgăraș, cu termene, cu date, cu așa cum ne poate oferi cel care este primarul municipiului, domnul Gheorghe Sucoaciu. Bine ați venit în emisiune. Bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație. Nu ne-am mai văzut de când ne-ați primat la Drăguș și făceam emisiuni la altă televiziune. Apanajul dumneavoastră era cu emisiunile cu Roxana, fi iertată. Dar sper să mă achit de emisiune cum trebuie și să fiu așa o interfață între dumneavoastră și oameni. Știți numai ce vorbește lumea, mergeți prin oraș și eu citim pe în spațiu virtual ce-i frământă, ce întrebări au, ce mulțumire au, că pe cât de mulți oameni care vă susțin necondiționat au, atâția sunt alții care vă caută nod în papără. Asta merg de la consiliul local până la omul de pe stradă. Bun, haideți să... E greu să mulțumești pe toți, niciodată nu se reușești. Așa este, da. Dar să-i nemulțumești pe toți, aia poți să faci, da. Foarte repede. Se termină luna aprilie și încă nu avem buget. Am citeam și interviuri cu mulți primari de pe sate și ei erau, hai să nu zic, nebuniți, dar stăteau așa în incertitudine, nu știau pe ce se bazeze, mulți aveau proiecte și dumneavoastră aveți... Când va fi ședința de, probabil pe finalul lunii, ședința de aprobare a bugetului? Nu, ședința o avem în data de 26 aprilie. Ne încadrăm în acel termen de 45 de zile de la publicarea bugetului în monitorul oficial, a bugetului de stat. S-a publicat târziu, noi am așteptat să primim toate cotele care ni se cuvin. Am organiza comisiile și organizăm ședința de Consiliu Local în data de 26 la ora 14. Sperați să treacă așa cum este sau, mă rog, să nu aveți vreo opoziție din Consiliu în sensul în care să fie blocat sau... Bine, opoziție există și trebuie să existe în Consiliu. Da. Bugetul trebuie discutat sau orice proiect trebuie discutat atât în spațiu public cât și în cadrul Consiliului Local, că altfel nu s-ar mai numi dezbatere publică pe proiecte. Ce să vă spun de buget? Avem o sumă care ni s-a alocat din taxele pe valoare adăugată și din impozitul pe venit, prin acea formulă pe care o a elaborat-o guvernul, cu 50 de miliarde vechi mai puțin față de anul trecut. Da. Era de așteptat la cum merge economia. Da. Exact. Iar anul trecut am avut cu 80 de miliarde mai puțin față de anul anterior. Vai de mine. Deci, practic, sunt 230 de miliarde mai decât acum 2 ani. Și dacă ne mai raportăm și la anul anterior, cu 90 de miliarde față de anul anterior. Vai adică de mine și de mine. Bugetele s-au diminuat foarte, foarte mult. Așa cum este și prevederea economică a României, încasările la bugetul de stat au scăzut foarte mult. Ei s-au bazat, toate guvernele care au trecut până astăzi, prin toți miniștrii care au fost în guvernele de până astăzi, au încercat să acorde primăriilor banii necesari, dar nu sunt suficienți și atunci clar, primarii trebuie să se descurce cu atragerea de finanțări europene, dar problema noastră este aceea de a asigura funcționalitatea primăriei și tuturor subordonatelor primăriei. Absolut. Dar încercăm să ne descurcăm cum ne-am descurcat în fiecare an, să mai fac rectificări bugetare, acolo unde nu sunt suficienți bani, guvernul trebuie să vină, are obligativitatea să vină și să aloce bani. E clar că toată lumea s-a așteptat ca sumele să fie diminuate după ce că lucrurile mergeau prost și până în 2019, pandemia ne-a dat în cap și nouă și economiei și sumele e clar că sunt tot mai mici. Șansa Făgărașului, am putea spune, și a celor care au făcut proiecte de accesare pentru fonduri europene, apropo exercițiul 2021-2027, n-a început încă, nu au fost arătate liniile de finanțare, deci avem încă... Curând. Da, da, din păcate. Șansa pe care o știe toată lumea sunt fonduri europene și dumneavoastră ca un primar care nu aveți apartenență politică și care nu vă puteați duce cu căciula la un guvern care ia dumneavoastră nici la unii, nici la ceilalți, că aveați în vremea PSD-ului aveați mai multe șanse că erați liberal chiar decât așa,
v-ați dat seama că fondurile europene sau fondurile guvernamentale, PNDL sau Compania Națională de Investiții, sunt șansele pentru că în Făgăraș se mai poate face ceva. Și în Făgăraș se face ceva. Deci, practic, spuneați undeva la 500 de milioane, dacă rețin un interviu din ianuarie, care ar fi bugetul alocat lucrărilor pe care care sunt în desfășurare și care urmează să... Cu finanțări asigurate. Cu finanțări asigurate noi avem undeva contractate fonduri în jur de 100 de milioane de euro. Ele înmulțite în funcție de cursul euro, cu toate că suntem defavorizați în momentul de față. Cursul euro a crescut de când am semnat noi contractele de finanțare. Cursul euro a crescut de când am pus cererea de finanțare, iar noi ne raportăm la cursul euro de la depunerea cererii de finanțare. La sumele mari se pierde, Se pierd foarte mulți bani, la fel trebuie să ne descurcăm în acest sens. Aș vrea să vă dau așa o explicație, să înțelegem cum am acționat ca și strategie de dezvoltare a municipiului Făgăraș. Chiar, vă rog. Venind în 2016 și analizând bugetul local al municipiului Făgăraș, mi-am dat seama că dacă ne bazăm doar pe veniturile proprii și pe... Eu vorbesc de venituri proprii din taxe locale, dar vorbim și din cotele, procentul din cotele defalcate și din impozitul pe venit, care ni se cuvine nouă să se reîntoarcă la bugetul municipiului Făgăraș. Mi-am dat seama că nici în 20 de ani nu o să reușim să rezolvăm toate problemele pe care le avem noi în municipiul Făgăraș. Adică modernizarea infrastructurii rutiere, școlare, sanitare și alte cheltuieli de investiții de care avem nevoie în municipiul Făgăraș. Și atunci am întărit compartimentele de specialitate, vorbind de compartimente de proiecte, achiziții, investiții, împreună cu compartimentele juridice și împreună cu toate compartimentele de patrimoniu, de exemplu, de care aveam nevoie pentru a accesa aceste fonduri prin cererile de finanțare și aceste fonduri nerambursabile. Într-o perioadă de 3-4 ani de zile ne-am ocupat doar de, ne-am ocupat de documentații, de depunere, de citirea tuturor programelor și tuturor ghidurilor și de a depune cererea de finanțare. Din 100% depunere cererii de finanțare, 80% ne-au ieșit proiectele și am semnat contractele de finanțare. Pe partea cealaltă, dacă vorbim de funcționarea primăriei municipiului Făgăraș cu subordonatele de care se ocupă primăria municipiului Făgăraș, am asigurat funcționarea și întreținerea acestor imobile. Că vorbim de drumuri, că vorbim de școli, că vorbim de spital și de alte investiții. Deci ne-am împărțit cumva banii pentru a-i multiplica prin aceste cereri de finanțare și fonduri nerambursabile. Și așa am ajuns la sfârșitul anului 2020 să avem contractate pe fonduri de peste 100 de milioane de euro. Iar acum începem să le implementăm. Nu este ușor, pentru că un program îți dă posibilitatea să reabilitezi carosabilul. Alt program îți dă posibilitatea să reabilitezi spațiile verzi, trotuarele și pistele de biciclete. Vă dau un exemplu. Da. Alt program îți dă posibilitatea să reabilitezi iluminatul public, iluminatul arhitectural. Alt program îți dă posibilitatea să amenajezi imobilele de patrimoniu. Și atunci trebuie să vii și să interconectezi toate aceste proiecte. Absolut. Nu este ușor deloc, pentru că sunt proiectanți diferiți, sunt firme diferite care câștigă licitația, se întâlnesc în aceeași pe același tronson și se întâmplă să nu dea la realitate ce stai între ele. Ce lucrează cea dinainte, cea care vine în spate nu-i convine ce a lucrat dinainte, vine și spune: bun, trebuie să mai îmi dai bani să repar ce a făcut cea dinainte. Și atunci trebuie să fii între ele, trebuie să și știi despre ce este vorba. Clar. Și trebuie să și fii și ferm în decizii. Absolut. Două lucruri, n-am vrut să vă întrerup, două lucruri. Mi-amintesc că ați spus o sumă care pe mine m-a siderat la momentul respectiv, când ați spus că numai pentru infrastructura rutieră, ca să o refacem, ar fi fost necesar 70 de milioane de euro. Da.
extraordinar. Și al doilea lucru, lucru pentru care ați fost atacat inclusiv în campania electorală, ia că se întâmplă un an de zile de când sunteți în al doilea mandat, acela cu tot auzim de proiecte. Asta este partea nevăzută pe care foarte puțin oameni nu înțeleg. Că mai ales cei de vârsta a doua, vârsta a treia, care nu înțeleg că nu se mai poate ca în vremea lui Ceașcă, dă de la partid un telefon, vine cu mașină de asfalt și toarnă pe stradă cu tare. Toate se fac cu proiecte, se fac cu aprobări, se fac cu pași pe care nu poți să eviți, pentru că dacă cu licitații, care iară sunt niște probleme, știți foarte bine, chiar dumneavoastră a spus-o, că sunt firme care sunt firme de avocatură, se ocupă doar de licitații de contestații, care te țin în loc și degeaba îți dă statul de dreptate în noiembrie și îți dă banii. Ce să mai faci? Ce lucru să mai faci în noiembrie? Asta nu. Și mai ales dacă este ca la PNDL cu asfaltările, un proiect prost făcut din start, care trebuie refăcut și aceiași pași reluați încă o dată. Asta nu pricepe multă lume, pentru că dacă nu le faci cum trebuie, vine curtea de cundă, vine organismul și-ți una la mână, pierzi banii, trebuie să mai dai și înapoi și mai riști să ajungi și la pușcărie. Deci asta nu se înțelege. Și acolo trebuie să mai comunicați în continuare, ați făcut-o bine până acum și bine să faceți în continuare, pentru că e nevoie să se știe chestia asta. Nu numai repercursiunile sunt asupra persoanelor care sunt semnatari pe acele documente, dar nu poți să mergi înainte, adică nu poți să finalizezi proiectul, pentru că așa cum spuneam noastră, nu mai este ca înainte, dai un telefon, vine firma de stat și rezolvă problema. Acum, fiecare leu pe care tu îl cheltui din cadrul bugetului local sau din cadrul contractului pe care le ai cu finanțare externă, trebuie să aibă o transparență maximă. Și anume, trebuie să faci licitația. În cadrul licitației sunt o grămadă de organisme care verifică toate documentațiile, toate cantitățile de lucrări, tot ceea ce ai făcut tu, și după ce ai terminat toate aceste proceduri, îți dă drumul la lucrare. După ce ți-a dat drumul la lucrare, ca să faci decontările, la fel sunt o grămadă de organisme care te verifică. După ce ai depus toate documentele, după ce se verifică lucrările, îți dă drumul la bani ca tu mai departe să decontezi acei bani. Deci perioada de implementare a unui proiect de la cererea de finanțare, pentru că o perioadă de implementare, acest termen de implementare a unui proiect se folosește de la referatul de necesitate pe care îl face un compartiment al primăriei până la finalizarea proiectului. Am început proiectul cu documentul ăsta și l-am finalizat cu documentul de recepție finală a lucrărilor. Iar în toată această perioadă fiecare proiect este verificat. Și pe parcursul proiectului știm cu toții că un șantier sau o construcție nu este o farmacie. Și pe parcursul proiectului se întâmplă ca modificările pe care le faci să fie modificări radicale și să îți dea peste cap tot ceea ce te-ai gândit tu să faci de la cererea de finanțare. Experiența cu asfaltării, cu proiectul PNDL2, aprobat de atâta vreme, dar care în teren spunea cu totul altceva. Unul la mână. Am preluat, de exemplu, o documentație. Eu nu aveam posibilitatea legală să intru în documentația respectivă de la început, să o modific, pentru că niște specialiști acolo și-au pus ștampila și semnătura. După ce am intrat și am făcut toate procedurile, iar toate organismele le-a verificat în cadrul procedurilor, au venit cu anumite obiecțiuni. În urma obiecțiunilor, eu am avut modalitatea legală să intru în proiect și să-l refac în totalitate. Iar toată această perioadă a durat aproximativ 2 ani de zile. Deci trebuie să ai și motivele și oportunitatea necesară ca să faci schimbările pe care tu, într-un fel, le știi de la început. Da. Dar specialiștii spun că așa este bine și tu trebuie să mergi înainte. Pentru că altfel poți fi acuzat și n-ai cum să cheltui banii dacă nu e o oportunitate clară. Da. Multă lume ar spune că este foarte multă birocrație. Este, dar în același timp te împiedică și să greșești, te împiedică și să faci lucrurile prost. Și te și supraveghează ca să nu... Să nu... Și la fonduri europene cred că și mai și. Mecanismul ăsta birocratic a venit de la Comisia Europeană. Pentru că ea împarte banii, între ghilimele, dă banii țărilor pentru a-și rezolva anumite probleme pe care le are fiecare țară. Dar când ei dau bani,
au creat un mecanism birocratic de verificare. Și fiecare țară, aproape fiecare țară și l-a însușit. România și-a însușit sistemul birocratic și de la Comisia Europeană și l-a dezvoltat și în România. Bine a zis dezvoltat, da. Și atunci, noi cei care suntem ordonatorii principali de credite, ne este foarte greu, funcționarilor le este foarte greu să nu respecte ceea ce ne spune în proceduri și nu, decât să-ți iei o responsabilitate, eu vorbesc acum de funcționar, mai bine te duci pe acea linie de procedură, noi primarii ne mai luăm responsabilitatea, haideți să facem, mai vorbim cu oamenii pe stradă, oamenii nu înțeleg că trebuie să respectăm asemenea proceduri și noi suntem dispuși să ne mai, să mai sărim anumite etape. Pe considerentul că ceea ce fac, fac în stradă, fac pentru populație și nu îmi duc la mine acasă. Absolut. Asta este singurul considerent, dar nu putem încălca legea. Probabil sunt și legi care se bat cap în cap. Este și normal, sunt legi care nu sunt abrogate dinainte de 90. Da. Sunt legi care au fost inițiate după 90, sunt legi care nu mai corespund realității. Au fost modificate, dar nu s-au corelat cu alte legi, pentru că există o lege de bază, pe urmă o lege specială și fiecare, ce știu, compartiment prin Parlament se ocupă de o anumită lege, dar nu se duce până la capăt să modifice și legea cu care se corelează. Iar atunci noi încercăm să interpretăm și să ne ducem în spiritul legii, nu neapărat în litera legii. Da. Mai spuneți o dată, v-ați pierdut puțin firul, mai spuneți o dată, sau mă rog, spuneți acum, încă o dată, că ați mai spus-o și cu alte ocazii, de la cum ați spus, de la cererea de finanțare, de la proiect până la implementarea proiectului, până când e gata de tăiați panica, nu aveți obiceiul ăsta, în fine, n-ați făcut-o, cât timp durează? În condițiile în care toate merg cum trebuie, nu că discutăm de contestații, de refaceri, de în care proiectul e bun, e aprobat și cam cât durează? Acum depinde de la proiect la proiect, depinde, dar de la lucruri de infrastructură, să zicem. Există o durată minimă, o durată maximă și eu v-aș spune așa, aș face o medie între ele. Da, v-aș da un exemplu înainte. Avem cererea de finanțare depusă pentru modernizarea Parcului Regina Maria și modernizarea Casei de Cultură de la începutul anului 2018. Suntem în 2021, în septembrie 2020 au venit evaluatorii pe teren și au evaluat proiectul, le-au propus prefinanțare, s-a dus contractul la autoritatea de management la Ministerul Dezvoltării. Zilele trecute am mai primit o clarificare pe care de fapt noi am dat acea clarificare și sper că în următoarea perioadă să semnăm contractul. Deci au trecut 3 ani de zile de la depunerea cererii de finanțare. Iată. După ce rezolvăm această problemă, începem procedurile de licitație și probabil vor mai trece un an, 2 ani de zile. Deci o durată medie de când se depune cererea de finanțare, discutăm de depunerea cererii de finanțare, până când se intră în teren, este de 3 ani de zile. Pe urmă, o implementare a unui proiect în funcție de mărimea proiectului este între 12 luni și 24 de luni. Da. Și atunci facem, eu vorbesc o medie, de la cererea de finanțare până la recepția proiectului are o durată de medie de 5 ani de zile. Ca să fiu puțin mai, cum să zic, mai direct, și vine alt primar și ia caimacul. Asta e riscul, da. Situația... Da. Trebuie să vă revizuiți declarația de acum vreo câțiva ani când ați spus că 2 mandate e suficient când intervine plafonarea. Eu cred că trebuie și al 3-a mandat măcar să le vedeți puse în practică. Da, numai că am mers în forță în primul mandat, am semnat contractele de finanțare, iar în acest mandat o să ducem undeva la 80-90% implementarea proiectelor. Dar mai avem și alte proiecte mult mai mari, pentru că și în mandatul ăsta nu stăm să implementăm doar ce avem, ce am avut în mandatul trecut. Gândiți cu câțiva pași înainte, absolut, exact, o strategie. Exact, ne ducem da. Și întotdeauna am spus că Făgărașul, fără țara Făgărașului, nu are un succes garantat și nici țara Făgărașului fără Făgăraș. Și atunci m-am orientat să dezvoltăm proiecte și în țara Făgărașului, fiind, de fapt, toți Făgărășeni în zona da. Asta. Iată că de IT încă n-am, o să notez și pe aceasta. Vă spun de acum, dragi prieteni care ne urmăriți, o emisie nu ne ajunge pentru ce are de spus domnul primar și ce am eu să-l întreb, așa că vom face și eu a doua emisiune, dar mai avem de această emisiune 10 minute. Spuneți-mi, intenționați cumva să ridicați cuantumul, nivelul taxelor și impozitelor locale?
Nu, ele n-au fost, coeficienții nu au fost modificați din anul 2009. Anul acesta se aprobă nivelul taxelor pentru anul 2022. E o singură modificare de, de exemplu, sunt clădirile nerezidențiale au un anumit coeficient, acolo unde își desfășoară persoanele juridice activitatea, dar sunt clădirile care sunt înscrise pe persoană fizică și au închiriat contract cu persoana juridică, uh-huh, au un alt coeficient. Și atunci am adus la același coeficient acele clădiri. În rest, nu se modifică niciun coeficient și datorită faptului că, așa cum am vorbit și la început, economia nu funcționează, măcar noi să ținem cont de faptul acesta ca nici o persoană fizică sau persoană juridică să nu plătească mai mult față de anii trecuți. Da. Nu știu dacă aveți neapărat în minte o cifră, gradul de colectare acolo cum stă? Dacă vorbim de anul trecut, am un grad de colectare până în 80%. Asta e mult, e puțin comparativ? E foarte puțin. Foarte puțin, da. Și datorită faptului că anul trecut, datorită pandemiei, nu am avut posibilitatea de a face executări, somații, adică toată procedura. Uh-huh. Am fost opriți din cadrul legislativ, iar aceste proceduri nu le-am putut realiza. Și datorită gradului slab de încasare, în formula pe care o are guvernul de a ne aloca acele resurse, noi am pierdut în acest sens. Uh-huh. Mai avem mari datornici? Mai sunt mari datornici pe platforma combinatului. Există, există posibilitatea să recuperați ceva din datorii prin niște imobile pe care le-ați preluat sau niște terenuri? Noi avem discuții. Firmele sunt în faliment. Acolo, în adunarea creditorilor, noi nu suntem pe primul loc. ANAF-ul, da, sunt niște prestatori, pe urmă venim noi. Adunarea creditorilor trebuie să decidă dacă, în schimbul datoriilor, o să ne dea nouă niște terenuri sau imobile. Noi am solicitat acest lucru existând un program european de decontaminare a terenurilor și le-am solicitat în schimbul sumelor anumite terenuri contaminate, cu toate că ne luăm o responsabilitate destul de mare, dar în perspectiva accesării fondurilor europene pe un proiect de maxim, ca o finanțare de maximă de 50 de milioane de euro, ca să realizăm un parc industrial. Uh-huh. Decontaminăm o suprafață de 50 sau de 100 de hectare și îl punem la dispoziția în scopul înființării unui parc industrial. Suntem și în momentul de față în discuții, sumele sunt foarte mari, adunate sumele de pe platforma combinatului, vă dați seama că sunt sume din datorii, din datorii istorice, da, în jur de 270 de miliarde de lei vechi. Da. De la fabrica de pulbere am recuperat banii acum 2 ani de zile, nu mai au nicio datorie, am avut o discuție cu doamna director și cu domnul jurist de la fabrica de pulberi, au înțeles care este situația, am avut o hotărâre de consiliu de a-mi anula penalitățile și am încasat baza și au fost mulțumiți și noi am fost mulțumiți. Da, sperăm să reușiți să recuperați și acel parc industrial, știți dumneavoastră la fel de bine ca și mine, că trebuie decontaminat terenul, trebuie trase utilități, trebuie făcute niște hale sau măcar, pentru că și nici atunci nu-ți garantează nimeni că va veni cineva să le folosească. Da, dar trebuie făcută ca să poți oferi ceva unui potențial investitor. Ca așa este, să știți că modelul este ca și parc greenfield, adică pui la dispoziție tot ceea ce înseamnă teren și utilități, iar investitorul vine și construiește pe tipologia. Dar trebuie să fie terenurile dumneavoastră. Terenurile noastre, altfel nu se poate, decontaminate, da, racordate la utilități și ne-am gândit acolo în zona unde este și stație de gaz și sunt și acele transformatoare electrice, unde este și rețeaua de cale ferată, să fie și atractiv. Da, da, da. 7-8 minute până la final de emisiune și cu bugetul ne-am lămurit, ne vom lămuri și mai bine când vă spuneți. Aș vrea doar să adaug la buget. Așa. Am făcut un procentaj anul acesta. Bineînțeles că sunt introduse toate contractele de finanțare pe care le avem noi. Și am făcut un raport între banii pe care alocăm
secțiune de funcționare și banii pe care îi alocăm secțiune de dezvoltare. Da. În secțiunea de dezvoltare intră doar proiectele de investiții, în secțiunea de funcționare intră salarii, curent, gaz și lucrările de reparații. 20% din bugetul de anul acesta intră în secțiunea de funcționare și 80% în secțiunea de investiții. Normal. Bine că cu 20% reușiți să asigurați funcționarea în continuare și vă rămân bani. Dar așa și trebuie. Așa și trebuie, nu să prăpădești banii pe... Banii sunt foarte puțini în fiecare an. Dacă ca să asigurăm până la sfârșitul anului funcționarea. Mm-hmm. Încercăm să facem foarte multe economii și undeva prin septembrie să facem rectificările de vigoare. Da. Care dăm un start al întrebărilor cu când sau care este stadiul proiectului respectiv cu ce devine de 30 de ani în limbajul politic, în campanie electorală și la politicieni, dar la oameni de zi cu zi de ocolitoare. Și aici avem un asterisc. Mai întâi, vă întreb în ce stadiu e, pentru că după aceea am să vă pun o întrebare care, într-un context nou, cum stăm acolo? În momentul de față am preluat imobilul. Acesta este un termen. Imobil este și clădire și teren. Și teren, da. Ca să lămurim și acest aspect. Am preluat imobilul în patrimoniul municipiului Făgăraș. Am preluat imobilul împreună cu documentația tehnică pe care a avut-o CNAIR-ul. Am actualizat documentația tehnică fiind mai veche de 3 ani de zile cu toate studiile necesare și am scos la licitație acea documentație, licitația la pachet, proiectare plus execuție. Da. Am scos-o în toamnă la licitație, mi se pare că s-au interesat 17 firme, au făcut contestații ca să aducă documentația pe profilul firmei. Aha. Așa se procedează și înțeleg că fiecare își aduce documentația. Ne-am făcut o documentație generală și ei vor să-și aducă documentația pe profilul firmei. De la ANAP ne-au solicitat anumite modificări. Legat de sensul legislatorii, ați spus și de undeva unde erau niște rețele subterane. Sunt niște rețele subterane și am modificat acele sensuri giratorii, așa cum ne-au spus ei. Am mai pus niște panouri pe marginea drumului. Da. Am solicitat proiectantului aceste modificări, l-am întrebat dacă din punct de vedere financiar și economic se schimbă ceva. Mi-a spus că pentru aceste modificări se încadrează în acea sumă, nu este niciun fel de problemă. Am scos-o încă o dată la licitație, la fel au apărut anumite contestații. Una dintre contestații este aceea că ar fi trebuit să mărim suma, ceea ce eu nu sunt de acord că acele lucrări care au fost cuprinse, care au fost introduse în documentație, se încadrează în suma inițială. Am luat iarăși documentația, am refăcut-o la ceea ce ne-au spus ei și urmează să-i dăm drumul. Ceea ce înseamnă că probabil în câteva luni de zile vom finaliza licitația. Lucrurile astea, mai ales este o investiție destul de interesantă, este o investiție destul de ușor de făcut, să ținem cont de lucrul acesta, iar firmele sunt interesate ca să o facă și ar vrea să aducă documentația pe profilul fiecarei firme. Ați adus vorba de sume. De câți bani mai dispunem? Pentru că din acel credit care a fost scos inițial a fost făcut 5 milioane și de euro pentru ocolitoare, prima tranșă parcă s-a pierdut, a doua a intrat banii pentru doamna Stanga. Câți bani mai sunt acolo? Și ați spus că, tot din spusele dumneavoastră, că sperați să reușiți să, din fonduri europene să compensați aceste cheltuieli. Cam câți bani mai sunt și de câți bani ar fi nevoie? Da. A fost discuția respectivă de a aloca bani de la ocolitoare la alte investiții. Pentru că nu s-a înțeles foarte bine de către consilieri la vremea respectivă acel mecanism financiar de a nu pierde banii. Am alocat bani pentru cetate, am alocat bani pentru doamna Stanca. Pentru doamna Stanca n-am alocat foarte mulți bani pentru că știam ce procent ne trebuie nouă pentru a lucra în anul respectiv. Am luat banii noștri la doamna Stanca și am dus la ocolitoare. Am luat banii din credit și am dus la doamna Stanca. Uh-huh. Deci
am făcut o procedură financiară să nu pierdem banii. Mm-hmm. Deci banii ne-au rămas pentru locuitoare. Am luat banii de la credit, i-am dus la cetate. La cetate, având fonduri nerambursabile, acum ne rambursăm banii. Deci, da, bun, deci lucrurile astea se pot face, da, bun. E bine. Avem că acum se pot face. Încă 100 de miliarde vechi, eu vorbesc în bani vechi, da, de a trage din credit. La fel ar trebui să facem aceeași procedură, să nu pierdem banii. Și eu vă spun astăzi aici, vă rog, și ca să ține minte emisiune, da. Noi nu vom cheltui bani pentru ocolitoare, nici din credit și nici din resurse proprii. Pentru că această investiție va fi finanțată sau rambursată din fonduri europene. Ea se încadrează în totalitate la o cerere de finanțare, doar trebuie să termină licitația, iar rambursarea o vom avea din fonduri europene. Da. Dumneavoastră a spus la un moment dat că nu e un lucru greu să faci ocolitoarea. E, faptul că de punct de vedere tehnic, da, nu cred, este greu. Asta firmele se bat știind că acolo este o lucrare destul de ușoară. E o lucrare de poduri, de drum și lucrare nu oricum, nu sunt tunele, nu sunt poduri. Exact, și nu e o lucrare în oraș. Viaduc, da. Cum se chinuie acum firmele. Da. Spuneți-mi că aici vreau să ajung, un lucru care pe mine m-a bulversat la vremea respectivă. Au apărut, ați văzut că s-a scos de la sertar, s-a șters praful despre proiectul autostrăzii Brașov-Sibiu. S-au arătat și niște planuri cu șosea care trece pe la sud de Făgăraș, deci partea dinspre munte, și care ar ieși în DN1 undeva la Mândra Râușor Ilen în partea aceea. Trecând pe partea aceea, deci putând ocoli Făgărașul pe la sud, nu vi se pare că ocolitoarea noastră devine inutilă? Nu. Acea autostradă nu este ocolitoarea municipiului Făgăraș. Așa. Da, așa e. Pur și simplu transportă, e o mobilitate a tuturor mașinilor de la Brașov la Sibiu. Noi avem nevoie de ocolitoarea municipiului Făgăraș pentru că nu în totalitate toate tirurile urcă pe autostradă, de a cobori, de exemplu, coboară aici la Mândra, nu? În comuna Mândra. Da. Mai coboară la Avric, pentru că așa sunt coborurile, nu cobori din 10 în 10 kilometri. E adevărat. Mai coboară la Sibiu. Și atunci ocolitoarea unui municipiu este obligatorie. Municipiul Făgăraș are o oportunitate foarte mare de a se dezvolta din punct de vedere turistic. Da. Dacă realizezi o ocolitoare a municipiului Făgăraș în apropierea municipiului Făgăraș, ai o oportunitate de a te dezvolta economic. Absolut. Pe acea arteră de ocolitoare. Uh-huh. Banii sunt separați pentru autostrăzi și șosele rapide și sunt separați pentru ocolitoare ale municipiilor din România. Dacă ne uităm la program PNRR, veți vedea că acolo sunt alocate sume de 3 miliarde de euro pentru autostrăzi și 1.250.000 de euro pentru ocolitoarele municipiilor. Aha. Deci aceste două investiții se completează una pe cealaltă, nu se încalecă una pe cealaltă. Și noi avem nevoie de amândouă investițiile. Și repet, noi nu o să cheltuim din banii noștri pentru a face această ocolitoare. Am preluat această ocolitoare la municipiul Făgăraș pentru a avea pârghia de a grăbi această investiție. Gândiți-vă că dacă rămânea la Ministerul Transporturilor, ce prioritizări are Ministerul Transporturilor? Da. Uh-huh. Nu se gândea doar la cei 6 kilometri pe care are municipiul Făgăraș. Uh-huh. Are o grămadă de investiții în România și, de exemplu, dacă avem, ei au investiția asta de autostradă, credeți că se mai gândeau să facă ocolitoarea municipiului Făgăraș? Bineînțeles că deci noi avem nevoie ca de aer de această ocolitoare, iar aceste investiții se completează. Fie și numai ca să faceți lucrările din interiorul orașului cum trebuie. Pentru că până nu faci ocolitoare, nu poți să faci ce ai făcut pe Negoiu, să faci pe DN1. Păi pe Bulevard avem un proiect... Da. Aici vă pun punct și virgulă, da? Pentru că în a doua emisiune vom afla cum stăm și cu proiectele, cu lucrările din oraș, vom afla și cu Făgărașul Reciclează și multe alte întrebări pe care am să vi le pun și la care sunt convins că vă primim un răspuns. Deocamdată vă mulțumesc pentru prima parte a emisiunii. Dragi prieteni, sunt Dan Ciocoiu, la bună vedere. Ne întâlnim în partea a doua emisiunii cu primarul Gheorghe Sugaciu.